Bacău este pentru a patra oară partener activ al manifestărilor ce se derulează la nivelul Uniunii Europene cu ocazia Open Days, respectiv a zilelor deschise, dedicate regiunilor și orașelor europene. Autoritățile locale băcăoane, mediul de afaceri și cel academic, dar și comunitatea băcăoană au pus pe tapetul dezbaterilor un subiect foarte ferbinte în perspectiva finanțărilor europene pe exercițiul bugetar 2014-2020. Este vorba despre parteneriat urban-rural, o paradigmă pentru o creștere sustenabilă, inteligentă și inclusivă. Parteneriatul urban-rural fiind indispensabil pentru atragerea finanțărilor europene în următorii 7 ani. Primarul Bacăului, Romeo Stavarache, în calitate de raportor european și de vicepreședinte al Comitetului Regiunilor, a propus și a primit aprobarea în unanimitate din partea instituțiilor europene ca pe baza parteneriatului urban-rural să se aprobe viitoarele finanțări europene. Open Days, un eveniment care stă sub patronajul Comitetului Regiunilor. După cum bine toți știm, cei din comunitatea băcăoană, domnul primar Romeo Stavarache face parte din structurile acestui comitet, este chiar vicepreședintele acestui comitet a regiunilor și de curând avizul dânsului în ceea ce privește parteneriatul urban-rural a fost avizat favorabil de plenul comitetului. Ne propunem astăzi o ședință, o sesiune de lucru foarte interactivă. Discuțiile au vizat posibilitățile de inițiere și promovare a parteneriatelor urban-rural, implicarea Comitetului Regiunilor în contextul dezvoltării de parteneriate urban-rural și soluții concrete privind funcționarea acestora. Prin încheierea parteneriatelor urban-rural se va permite accesul comunităților din mediul rural la finanțările europene, dar și rezolvarea unor probleme ce nu pot fi soluționate doar la nivelul orașelor. Un exemplu extrem de simplu în acest sens îl constituie strângerea câinilor fără stăpâni de pe străzi, care trebuie pusă în practică și la nivelul comunităților rurale pentru a fi eficientă, subliniază alesul local Ilie Bârzu. De obicei, proiectele acestea s-au făcut pe o area administrativă, dar problema respectivă, poate care trebuie rezolvată, depășea această area administrativă și prin aceste proiecte rural-urbane putem rezolva. Însă până la încheierea acestor parteneriate, care vor putea fi aplicate pe toate domeniile, nu doar pe cel al infrastructurii, trebuie creat cadrul instituțional. Ar trebui noi să creăm cadrul legislativ, deci un rol important să aibă Parlamentul de a crea și un cadru legislativ. Deci Uniunea Europeană a dat această directivă și la inițiativa domnului primar Stavarache se va concretiza prin alocarea pe bugetul 2014-2020 unei sume de 5 miliarde de euro, o sumă importantă și care se va avea acces numai prin aceste parteneriate rural-urban. Primul pas în acest sens a fost făcut prin familiarizarea factorilor implicați cu noțiunea și implicațiile parteneriatului urban-rural în cadrul zilelor deschise Bacău 2013.